Ana Maria Brânză, 37, multiplă campioană mondială și europeană la spadă, și soțul ei, Pavel Popescu, s-ar fi despărțit. Fosta sportivă deja și-a făcut bagajele și a părăsit căminul conjugal. De-a lungul anilor, Ana Maria Brânză a fost foarte discretă când a venit vorba despre viața personală. Cu toate acestea, s-a aflat că în anul 2015 s-a căsătorit cu Pavel Popescu, care e antrenor secund la echipa națională de polo feminin, după o relație de trei ani. Ulterior, cei doi s-au afișat împreună în câteva imagini pe rețelele de socializare, fotografii care acum au dispărut atât de pe contul ei de Instagram, cât și de pe al lui. Astfel, Cancan Can scrie că cei doi s-ar fi despărțit. După o perioadă de oarecare distanțare. Aceeași sursă notează că soțul Anei Maria Brânză ar fi comis un act peste care aceasta nu a putut să treacă. Ea ar fi părăsit deja căminul conjugal și curând ar urma să semneze actele de divorț la notar. În acum, nici Ana Maria Brânză și nici soțul ei, Pavel Popescu, nu au făcut declarații despre divorț, dar nici nu au confirmat sau infirmat speculațiile care deja circulă în presă. Ce declara Ana Maria Brânză despre Pavel Popescu? Soțul ei, anul trecut, în mai, fosta sportivă a vorbit despre căsnicia cu soțul ei, precizând că cei doi s-au susținut necondiționat încă de când au început relația. Noi ne-am propus de la bun început să facem echipă bună împreună. Iată că au trecut câțiva ani și încă nu vrea nimeni să se transfere. Faptul că am activat amândoi în același domeniu a contat enorm, pentru simplul fapt că ne înțelegeam unul altuia activitatea și ne susțineam. Acum el este cel care a rămas implicat, eu m-am transferat către partea de administrație sportivă, dar cumva faptul că am trăit printre picături concentrat cred că ne-a ajutat teribil de mult, a mărturisit Ana Maria Brânză pentru impact. Ro, în anul 2021, Ana Maria Brânză s-a retras din activitate. Pentru o perioadă, ea a luat pauză de la sport.